turneul se anunță a fi destul de puternic, având în vedere că vor participa echipe cunoscute din Spania, Franța, Portugalia sau Anglia. În perioada 25-28 mai participăm la un puternic turneu în Franța, în localitatea Artix, undeva în sudul Franței, la graniță cu Spania. Sunt echipe foarte valoroase. Dacă mă gândesc la Saragoza, Real Sociedad, Paris Saint-Germain, Osasuna, Pamplona și alte echipe la fel de puternice din Portugalia. Eu o să merg cu grupa de copii născuți în 1996, 16 copii. Este al patrulea an când mergem la turnee în Franța și am făcut o reclamă foarte bună fotbalului românesc, fotbalului piteștean și să știți că școala Nicolae Dobrin acolo este apreciată. Din păcate, nimeni nu i-a ajutat financiar pentru acest turneu unde jucătorii vor reprezenta Piteștiul. Cheltuielile vor fi suportate atât de părinți cât și de Gica Dobrin, patroana școlii de fotbal.